Bună ziua și bine m-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Așadar, dragilor, tema pentru acasă, dar va fi o lecție acasă, deosebită pentru că avem de gând să facem variante de viteză, nu? Da, variante de viteză, da. Clasa A, hai să punem clasa A. Clasa A, 6-a. Azi e numărul 7. La 12. 2017 și variante de stăță, da? Variante pentru stăță. Și avem trei părți, da? Deci fiecare subiect, fiecare variantă are subiect 1, subiect 2 și subiect 3. Câte șanse? Dar vă spune cu parcul. Bun. Un roman, 1. Deci subiectul 1 sau cum se zice mai. Deci, da, un roman, 1. 1. Așa. Da. Și aici aveți doar de dați răspunsurile pe teză, da? Cu puncte. 1. Descompus în factori primi, numărul 240 este... Deci 240 este egal, descompus în factori primi. Facem... Așa. Sau foarte rapid, foarte rapid. Pe 0 la pot să scriu ca 5 ori. Tu pe picioare așa ai de face. Da. 0 egal 5 ori 2. 5 ori 2. Ori 24. Da, ori 24 care vine 2 la 3 ori 3, va veni 2 la 4 ori 5 ori 3. Excelent, excelent, ori 3, da? Iată, 2 ori 5 ori 2 așa și 8 ori 3, 24, 8 ori 2 la 3, terminat. 2. 2. Cel mai mare număr de 4 cifre divizibil cu 5 este... 9, 0, de 4 cifre. Cel mai mare număr de 4 cifre divizibil cu 5 este 9.990. Așa? 95. Asta e. Deci 9.995 corect. Se divizibil la 5. Bun. 3. Valoarea de adevăr a propoziției. Numerele 15 și 12 sunt compuse. Este... Deci cum este... Da, deci numerele 15 și 12 sunt compuse. Cum este? Adevărat sau fals? Adevărat. Așa. 12 este 6 ori 2. Corect. Pentru că 12 îl poți scrie ca fiind 6 ori 2 sau 2 la... 2 la... A, stați. 12 poți să scriu ca 6 ori 2. 2 la 2 ori 3. 4 ori 3. Da. Da? 2 la 2 ori 3. Deci este... Clar că e descompus și la fel și 15 egal cu 3 ori 5. Corect. Deci aici spune A. Adevărat. Adevărat. 4. Punctele care se găsesc pe aceeași dreaptă se numesc puncte pe linie. Așa. Deci A, B, C, care aparțin aceleași drepte, rezultă A, B, C, coliniar. Corect, da. Tu ai acolo completat, nu ai coliniar. Da, puncte. Asta e prima parte care e simplă. Da. Bun, 5. 5. Transformați în secunde 80 de grade, 24 de minute și 5 secunde. 80 de grade, 24 minute și 5 secunde. Și 5 secunde. Transformați în secunde. Păi, 24 de minute, înmulțim cu 60, ca să aflăm câte secunde sunt. Așa. Din minute. Că va veni 24-60. Deci în secunde trebuie să transformăm, da? Secunde. Da, în secunde. Atunci la 80 înmulțim cu câte? Păi, un grad egal 60 de minute. Și 120... Nu, 300... Stați 60 ori 60. Așa. 3600. 3600. De deci vine 80 ori 3600. De 3600. Da. Plus... Secunde, e bine așa. 80 ori 36 secunde. Plus... 24 ori 60. Da. 60 secunde. Așa. Plus 5. Secunde punem, da? 20 da. Plus 5. Asta îți faci tu pe picior. Și acolo treci numai de toată mulțirea aici. Secunde puneți. Da, aici. Secunde. Te rog, mulțirea asta rapide. 36 ori 8. 36 ori 8. 4 ori 8. 8 și 4. 8 ori 3. 8 ori 3, 28. 288. 288. Și mai adaug 3 zerouri. Exact. Astea sunt 288 de mii de secunde. Pe urmă,
6 ori 4, 2 și 4, da. 2. 2 ori 6, 12 și cu 2, 14. Nu? Și cu 0. Așa, se pune și cu 5. Și egal cu? Și egal cu 2, 8, 8. Deci, ia așa, cum se adună. Deci 5 la... Deci 5. 5. 4. 4. 4. Da. Și 9. Și 9. Și 28, nu? Da. Adică asta este rezultatul. Da. 6. Bisectoarele a două unghiuri adiacente, complementare, formează un unghi cu măsura de? Deci. Bisectoarele a două unghiuri adiacente, complementare, formează un unghi cu măsura de? 45 de grade. Așa. Pentru că este jumătatea celor două unghiuri. Așa. Care împreună făceau 90 de grade. Care împreună mă fac 45. Deci, ca o figură rapidă făcută, uite, cele două unghiuri. Așa, și mai complementare și când duci bisectoarea și bisectoarele despre ea, fiindcă, iată, în total făceam 90, deci zis foarte bine, sunt jumătăți, din două jumătăți, asta jumătatea, asta jumătate, deci 45 de grade. Deci important e dacă nu-ți vine, cum nu ți-a venit acum, am văzut, da? Faci cum a făcut un profesor. Sigur că pe ciornă tu se progresești. Pentru că deci nu dai rezultatul la întâmplare. 5 puncte, da? Deci aici toată această parte, 30 de puncte. 30 de puncte. Bun, trecem la partea a doua. A doua. Iar acum trebuie să faceți rezolvările pe foaia de teză. 1. Desenați trei unghiuri în jurul unui punct. Păi facem, ne alegem un punct. Da. Și desenăm trei unghiuri în jurul acestuia. Da. Deci luăm un punct. Și desenăm trei unghiuri. Trei unghiuri. Cum vrem noi. Sigur că nu spune de măsură. Nu. Trei unghiuri în jurul unui punct. Păi, eu trasăm semidreptele. Trei semidrepte. Da. O-a, O-B și O-C. Și cu asta ai terminat povestea. Bun. 2. Calculați. 4 supra 3. 4 supra 3. Ori, deschideți paranteză pătrată. 1 pe 4 plus, deschideți paranteză rotundă. 11 pe 2 minus 11 pe 4 împărțit la 1 pe 8. Închidem paranteza rotundă, paranteza pătrată. Deci, și împărțit la 1 pe 8. Împărțit la 1 pe 8 și închidem paranteza rotundă și pătrată. Egal. Păi, noi n-am făcut o împărțire. Da, am făcut parcă am trebuit, spuneam. Mulțim prima cu doua inversat. A, păi atunci... 3 pe 4, 4 pe 3 rămâne. Da, rămâne. Deci cam 4 pe 3 vorbește. Ori, paranteză pătrată, 1 supra 4 plus 1 pe 2, 11 pe 2, 11 pe 2, minus 11 pe 4 ori 8 pe 1. Deci minus 11 pe 4 ori 8 pe 1. Așa, închide paranteza. Așa e cam mai departe cu... 4 pe 3? Da. Ori, paranteză pătrată, 1 supra 4 plus 11 supra 2 minus... Voi amplifica a doua cu... Atenție! Cum se mulțează o fracție? Numărătorii între ei și numitorii între ei? Da. Deci 11 ori 8 și 4 ori 1. Dar se observă că 8 și cu 4 se simte. Se simplifică și îți vine 11 pe 2. 11 pe... chiar prin 4 merge. 11 pe 11. Și rămâne 1 și aici rămâne 2. 2. Și vine 22 supra 1. Supra 1. Da. Și egal mai departe cu 4 pe 3. Vine 4 pe 3, da. Ori paranteză pătrată, 1 supra 4, da. Plus aici, putem să amplificăm pe a doua cu
conduceai, ca să ai ce ajută, da? Faci direct, nu mai scrieți încă o dată. Deci nu mai scriu încă o dată. Da. Dacă am amplificat cu 2 aici, va fi 44. Numitorul este același acum 2. Bine. Deci plus 11. 1 pe 4 plus vin de fracție. Da. 11 minus 2, 3, minus 44. Minus 44. Supra 2. Supra 2. E o greșeală. E o greșeală. La autor, că da, suntem în scăderea asta care e da, de hai să zicem plus noi aici. Ok. Da? Dar deci nu mai e greșeală, sigur. Nu. Păi poți să da. Pentru voi. Dar noi ar trebui să o facem de acum, că știți, vă apropiați la fitul ca să știți. Păi a dat minus 33. Minus 33, sigur că da. Acum lăsăm așa, am făcut pe noi. 44 și sunt scopul cu 2. A, continuăm. 4 pe 3. Da, 4 pe 3. O paranteză pătrată. Da. 1 supra 4. Da. Plus... pot să simplific 44 cu 2? Nu. Nu pot. Grav. Foarte grav. Deci numai, numai să ținem cont, am făcut, ne-am gândit să altrui mai făceai. Și acum să repete greșeala. Deci e adunare sau scădere. Dacă ar fi fost înmulțire, da. Înmulțire, da. E un factor și atunci simplificam. Mare atenție. Dar aici, aici trebuie să faci adunarea. Bine, 55 pe 2. Păi atenție multe, da? Atenție. Nu mai faci niciodată. Nu ne mai vede, nu ne vede nimeni. Da? Deci 55, eu insist foarte mult că sunt da, foarte mulți care fac greșeala asta. Corect, corect. Da? Da, deci paranteză. Așa. 4 pe 3 ori. Da. 1 pe 4. Da, mai curios. A, hai să facem, facem direct. O scriem încă o dată. O veni, amplificăm pe a doua cu 2. Da. Și vine 55 ori 2. Vine 110. Și pun 100. Și pun 111. Așa, supra? Supra 4. 4. Și egal în 4 cu... Păi vom amplifica pe a doua cu 3 și pe una cu 4. Păi ori acolo. A, am văzut. 444. Da, dar dacă, de ce să mulțim și pe unul să simplificăm? Faci asta înainte. Înainte. Ți închipui că e 4 ori 11 și 3 ori 4. 4 ori 11. 4 cu 4. 4 cu 4, vezi? Asta trebuie să țipă. Aici e voie, un cel foarte bine. Da. Așa, aici e produs. Și vine 111. 11 pe 3. Stop, stop, nu putem mai simplifica așa. Ba da. Ia să vedem. 111 se împarte la 3 și vine între de 3 ori. 3 ori, da. 3. Vine 11 minus 9. 2. 2. 21, 7. 3, 7. 3, 7, răspunsul la așezare. Bun. Mai, ne ducem pe el să vedem, ne-am greșit. Atenție. Noi trebuie să punctăm foarte bine aceste care data viitoare să nu mai repetăm. Deci, neapărat, am întâlnit aici momentul, primul moment dificil, că nu știe împărțirea, da? Deci, hai să recapitulăm. Operații cu fracții. Deci, la momentul ăsta, să punctăm, să revenim operații cu fracții. Operații cu fracții. A vrut autorul asta să afle de la tine. Fracții, de care fracții? Cum se numesc astea? Fracții ordinare. Ordinare. Adunare și scădere. 1. Adunare și scădere. Cum se adună două sau mai multe fracții? Amplificându-le. Să află cel mai mic multiplu comun. După, deci numitorii se descompune. Mai tine descompunem. După aceea aflăm cel mai mic multiplu comun. Și amplificăm convenabil ca să ajungem... Nu convenabil, pur și simplu obligatoriu faci asta. Adică ce faci? Împarți multiplu comun, cel mai mic da, număr, multiplu comun, la fiecare numitor. Ca să-ți dea clar cu cât amplificăm. Da? Da. Și în felul ăsta pui o singur din fracții. Adică dacă tu ai așa, se înțeleagă toată lumea, 3 pe 4 plus 5 pe 6. Aici numitorul comun care pare să fie? 24. 24 este unul, dar nu e cel mai mic. 12. Păi asta este, 12 e cel mai mic. Da. Că nu le-ai mulțit 4, 6, 24. Că dacă zici numere mari acolo, ce ai făcut? Dacă îți văd 3, 4 fracții, ce ai făcut? De mulțești acolo, de amețești? Nu. S-a făcut și ieri. Da? Păi tocmai trebuie să fim foarte atenți la asta, că nu întâmplător spun. Da? Cel mai mic multiplu comun, dar cel mai mic multiplu pentru că sunt foarte multe fracții acolo, da? Da. Și zicem și adunăm, scădem,
le descompus 4, 2 la 2, 6, 2 la 3, cel mai mic înseamnă că luăm 12, pentru că luăm dintre 2 și 2 la 2, dintre cei comuni, luăm pe cei cu puterea cea mai mare și luăm și comuni și necomuni. Da, corect. Da? Deci, în final, aici, 12 și aici amplificăm cu 3 și celălalt cu 4. Aici? Nu, cu 2. Cu 2, așa. Și atunci vei spune egal cu un singur numitor comun 12, 3 ori 3, 9, plus 2 ori 5, 10. Și în final este egal cu? Este egal cu 19 supra 12. 19 supra 12. Deci, dragule, să rămână pentru veșnicii de acum. Pentru cât vei fi tu pe pământ. Că la adunarea și scăderea a două sau mai multe fracții, se află cel mai mic multiplu comun. Când nu degeaba ai făcut chestia asta. Obligatoriu. Deci, obligatoriu cel mai mic număr, nu mulțim numerele acel acolo, că îți dă un număr imens atunci. De la 12 la 24. Sigur, iată aici s-a dublat. Chiar și aici am văzut că există, nu? Nu facem așa, dacă înțelegi bine, nu ce spun. Să ia fiecare numitor se descompune, se găsește la toți numitori descompunerea, știm multiplul că o să-l aflăm, l-am aflat numărul acela, ăla va fi numitorul comun și împărțim pe acesta la fiecare din numitori pentru a vedea cât amplificăm. Corect. Da? Bun. Înmulțirea. Înmulțirea. Cum înmulțim, dar? Numitorii cu numitorii și numărătorii cu numărătorii. Deci numărătorii între ei, numitorii între ei. Dacă vedem, simplificăm. Înainte. Deci înainte de a face asta, facem simplificări cu maxim. Da, curățim. Să nu muncim prea mult. Dar ne ducem cu numere mari după noi și ce facem? Da? Cu 4, imediat. Cu 4. Ce ireau pe asta? 4 pe 3. E chiar un model foarte bun. Înmulțim cu 11 pe 4. Și dacă tu nu ești atent, zici, egal cu 111. Da, și făceau 444 supra 12. Și mă trebuia să simplific. Și acum trebuie prin 2. Iată cât timp irosești, prin 2. Dar cred că mergea prin 2. Nu știu păi dacă el merge prin 12, dar tu la prima vedere acum nu vezi asta. 4 normal. Vezi? Păi acolo, câți numeri limici. 4 cu 4, îți dai 111. Asta e șmecheria. Deci dacă aici ai văzut foarte bine, se vedea foarte bine 4 cu 4, aici nu se mai vede, dar și mulțit, există riscul ca la mulțire să mai greșești. Când se zică vine mai simplifică, până aici, cu 2. Și aici iei prin 2, încă o dată prin 2, până cu 3. Încerci mai număr mai mare, pierzi timp. Extraordinar de mult eu să încerc. Și până n-am avut timp. N-am avut timp. Da. Picul, zic că n-am avut timp. Deci, ai înțeles foarte bine că înainte de a face mulțirile, se fac simplificări de maxim cu putință. Dacă sunt 3 fracții, păi te uiți la un capăt la altul. Deci dacă ai fost aici, hai să spunem așa. 4 pe 3, ori 111 pe 4. Și ori, 30, ori 5 pe 37, iată, da, ori 5 supra 37, deci dacă ar fost așa toate 3 mulțite, nu stai terminând în 4 cu 4, 3 cu 100 și îți dădea 37, 37 cu 37 și face 5. Ia un pic de rapid. Da? Iar invers, ia un pic de 4, ori 111, ori 5. Cât îți dă? 3 ori 4 ori 37 și îți dădea un număr foarte mare acolo după care începe. Ia să văd eu. Sunt prin 2, încă o dată prin 2, prin 3, prin 37. E rosit tot timpul de prin lume. Da. Suntem clar, da? Da. Și pentru tine și pentru toți prietenii noștri. Și împărțirea. Și a treia împărțirea. Întorcem. Împărțirea înseamnă prima, patronul inversat. Deci înmulțim prima. Așadar, dacă apare A supra B, A supra B, sau nu se iau concret? Da, luați concret. Exemplul este cel mai... 11 pe 4. 11 pe 4. Împărțit la 1 pe 8. Împărțit la, eu să spun, 33 pe 8. Egal cum? Va veni... simplificăm. Nu, deci mai întâi întoarcem. Asta! Deci este esențial, numai la mulțire simplificăm. Dragule, numai la mulțire. N-ați vrea împărțit. Aici ne-am făcut de treabă. 11. Ce supra 4. Împărțit la mulțit. Înmulțit. Cu
8 la supra 30. Da, 8 supra 33. 4 cu 8 se simplifică. Vezi? 11 cu 33. Vezi? Se simplifică. Și rămâne aici 3. 3. Și va veni 2 pe 3. 2 pe 3, chiar mai. Corect. Astea sunt clare. Deci nu stai pe gânduri. Nu stai pe gânduri la toată povestea asta. Deci, iată, dragilor, am punctat. Și o să fac de fiecare dată când văd slăbiciunea. Da, ăsta este rostul întâlnirii noastre aici. Când am văzut slăbiciunea și ceva trebuie punctat, punctăm. Așadar, am clarificat toate lucrurile. Corect. Nu cred că mai este. Dacă am constatat că autorul a dorit să vadă operații cu fracții, ca asta a vrut el, operații cu fracții ordinare, și acum noi l-am amintit, dacă acestea erau știute de tine înainte, n-ai trebuit să greșești nimic. Da. Mâncă ceva, ce mai vrut să vadă autorul? Ordinea efectuării operațiilor. Parantezele, adică paranteze rotunde, paranteze drepte, iar în paranteza rotundă, dacă sunt operații, dacă sunt înmulțiri, împărțiri și adunări și scăderi, ce facem întâi, Mario? Înmulțiri și împărțiri. Sigur că da. Deci supraveghează foarte atenție. Deci înmulțiri și împărțiri facem întâi și până adunări și scăderi, la sfârșit. Că șefe sunt mulțiri, nu? Ordinul mai înaltă, mulțiri și împărțiri. Foarte bine. Bun. Deci asta a fost de autor, din toată tot chestia asta. Mergem mai departe la 3. Determinați mulțimea multiplilor lui 11 mai mici decât 100. Deci mulțimea multiplilor lui deci 11 A mare egal cu egal cum să spun? Mulțimea multiplilor. Da, multiplilor lui 11. Mare. Așa, multiplii lui 11 pot fi mai mici decât 100. Așa, hai să mai mici multiplii lui 11 cu proprietatea că multiplii acestea lui 11 sunt mai mici ca 100. Mulțumesc! Daria! Daria! Au povenit pe Daria! Da! Mulțumesc, măi, Daria Divină, eu sunt bine. Ia să zic eu. Păi, 1. Deci, multiplii lui 11. Ce înseamnă multiplii 11? Multiplii 11 sunt mai mari ca 11? Da. Mai mari ca 11. Mai mici, am spus. Ei, sunt mai mici de a, câte 100. Așa, mai mici decât 100 mai mari. Da, dar ei, dacă sunt multipli la 11, mai 11 primul este 11. 11. 22. 22. 33. 33. 44. 44. 55. 55. 66. 66. 77. Da. 88. 99. Și atât. Astea sunt multipli lui 11 mai mici decât 100. Bun. 4. Aflați care este cel mai mic număr de elevi care se pot așeza în coloane de 5, 4 sau 6 elevi, astfel încât să nu rămână niciun elev singur. Mai citesc o dată, da? Da. Mă arăfiș toate. Aflați care este cel mai mic număr de elevi care se pot așeza în coloane de 5, 4 sau 6 elevi. Astfel încât să nu rămână niciun elev singur. Noi nu știm câți elevi sunt în primul rând. Păi nu știm. Păi nu știm. Dar noi trebuie să-i așezăm în coloane de 5, 4 sau 6, astfel încât niciunul să nu rămână singur. Care este numărul cel mai mic? Ca să putem să-i așezăm. 15, da? Păi o coloană de 5, o coloană de 4 și o coloană de 6. Da. Când ne așezăm în coloane de câte 5, nu rămâne niciun 15. Rămâne vreun rest? Nu. Nu. Când merge de 3 ori, nu? Da. Adică e limpede, merge de 3 ori. Sunt parte exact. Când îi facem câte 5. Dacă ne facem câte 6, ai zis și câte 6. Același număr. Același număr. Deci aflați care este cel mai mic număr de elevi care se pot așeza în coloane de 5, 4 sau 6. Păi vom face cel mai mic multiplu comun. A cui? A celor trei numere. 5, 4, 6. Ca să e singurul lucru care putem să devine în momentul ăsta. Da. Singurul care putem să încercăm. Deci te gândești să afli cel mai mic număr multiplu comun. Da. Și când se verifici dacă ești deșteaptă ideea ta. Da. Dar acum,
Ai văzut că ai avut prima slăbiciune? Eu sunt gândit, nu, 5, o coloană de 5, una de 4, una de 6. 6, așa m-am gândit eu, adică. Da, dar zice, află care este cel mai mic număr de ele. Da, eu mă gândisem așa că îți trebuie 5. Da, asta înseamnă să citești de multe ori. Asta-i. Atenție, trebuie să citești. Deci, problema o citim de 7. Da. Cum? 5 ori 5, 4 ori 5, 6 ori 5. Nu. O să facă și el acum, imediat discutăm. Dar urmărești că e foarte frumoasă deci foarte, și pentru tine. Foarte atent să fii, David, nu la prima citire te arunci. Deci asta e o mare slăbiciune a copiilor. Da, da, imediat, știu, fac repede. Da. Nu? Deci stai un pic, același număr. Ia uite ce spune. Deci aflați care este cel mai mic număr de elevi. El? Același număr? Da, care se pot așeza în coloane de 5. O dată câte 5. De 4. O dată câte 4. Sau 6. 6. Și să astfel, nu dea, să nu rămână niciunul, să nu dea rest. Să nu dea rest, este teorema împărțirii. Să nu rămână niciunul. Este teorema împărțirii cu rest și cu restul zero. Cu restul zero. Deci ar fi așa. Nu știm numărul. Nu știm. Hai să începem să gândim. N, N este egal cu? Să nu întrebăm. Cine, cu cine e așa? Dar să spui în prima relație. N e egal cu? N e egal cu? 5 ori K1, C1, cât 1. Plus restul? Plus restul 0. Restul 0. Vedeți, N e egal cu același număr. Egal cu 5 oricât 2. Da. Plus 0. Da. N egal cu 4 ori C. 4 ori C2. Da. Da. Și N egal cu 6 ori. Ori C3 plus 0. Da. Așa. Și aici face cel mai mic lucru comun. Așa, numai proașe, fără. Să spun care este. Și care este cel mai mic lucru comun? Poate mă spui repede. 5. Rămâne 5. 2 la 2 ori 3. Da. Adică 60. Sigur, 60, da? Se împarte la 5. Păi 5 ori 2 la 2. Dar se poate 60, da. Deci nu discutăm. Dar la 4. Între ori 4. Da. Și la 6. Da, și la 6. E sigur că e cel mai mic număr. Unul mai mic ca el? Nu cred. Nu crezi că există, dar trebuie să fii convins că nu există. De-aia e cel mai mic multiplu comun. Pentru că tu spui acum, te cerți cu mine, dacă cumva eu încerc să mă gândesc la ceva, nu voi gândiți-vă că ăsta e cel mai mic. Dacă eu n-aș ști asta, cum să nu știu, 5 rămâne așa, 4 e 2 la 2, 6 e 2 la 3, și atunci eu iau pe 5, 5 pe 2 la 2, la putere, da? Și pe 3. Și pe 3. Și atunci tu ești convins de asta. Da? Deci nu încape discuții, 4 ori 5, 20, și ori 3, 2 ori 3, 60. Se împarte la toți și asta e cel mai mult. El are calitatea asta? Da. 60 se împarte la 5, la 5, 4, la 4. Altul ar fi fost după el? Da. Care a fost următorul? Ca să ar fi împărțit la 5, la 6 și la 120. 120, sigur că da. Multiplul. Multiplul 60. Asta este. Deci răspunsul corect este N egal. Cel N egal cu cel mai mic multiplu comun pentru numerele 5, 4 și 6, care îi nu altul decât 60. Și de desubt spui 60 se împarte la 5, este egal cu 12. 60 se împarte și la 4 și egal cu 15. Și 60 se împarte și la 6 și egal cu 10. Deci restul este 0 la împărțirea asta. Corect, dar din fundul ăla aflați care este cel mai mic număr de elevi. Cel mai mic, ce spune? Cel mai mic. Te trimite spre cel mai mic multiplu comun. Și-o pierzi timp. Și acum eu mai formulez eu o problemă acum, pentru prietenii noștri și pentru tine. Să se afle cel mai mic număr de elevi care împărțit la 5 dă restul 2. Da? Deci, știu cum se face, mi-amintesc cum se făcea, adunam restul, dar vedem. Hai, vede. Așa. Deci, împărțit, hai să zicem așa, deci, știți, se află cel mai mic număr care are calitatea, că împărțit la 5, deci N împărțit la 5, dă restul egal cu 3.
ne împărțit la 4 dă restul egal cu 2. Și ne împărțit la 6 dă restul egal cu 4. Scutem teorema împărțirii cu rest. Știm teorema împărțirii cu rest. N deci egal cu 5 ori C. 5 ori C1 plus 3. Plus 3. N egal cu 4 ori C2 plus 2. Plus 2. N egal cu 6 ori C3 plus 4. Plus 4. Acum voi aduna... Voi scădea... Adunăm câte un 2 peste tot. Deci adunăm câte un 2 peste tot. Din ce motiv? Care ce observ că fie 5 ori cât plus 5, 4 ori cât plus 4, 6 ori cât 3 plus 5. Foarte tare, vezi? Eu am avut grijă să scriu la două unități. Păi asta am zis. Așa. Acest lucru este superb. Vorbește. Adunăm câte un 2 în fiecare relație. Da. Și este egal 2N egal cu... Salut, Cim, salut! 5 ori C1 plus... Da, eu sunt într-o lecție acum direct la matematică. Egal cu 4 C2 plus... Băi, vreau neapărat! Da! Egal cu 6... Bun! Da! Da, e perfect. Mâine trec la tine seara. Așa. Dacă am timp și seara asta, ajung seara asta. Dacă nu, mâine. Da, așa fac. Da. Bine, mulțumesc frumos. Salut. Și vom scrie, adunăm câte un 5 în, în toată relația. Da. Și vine 2N. Deci adunăm câte un 2, da. plus 2, și devine atunci. 2N. N plus 2. Atenție, că n-am înmulțit cu 2. Am scris 2 plus N și de asta am plus N. Păi dă, 2 plus N, rămâne 2 plus N, nu rămâne 2N. Și 2N înseamnă? Da, 2N. Doi ori N. Deci, din nou, suntem atenți că greșim la lucruri. E foarte bine gândit și totodată te trezesc din trăsnăi. Deci N plus 2 egal cu 5 C1 plus 5. 4 C2 plus 4. 6 C3 plus 6. Și îl vom scoate pe 5 din prima factor, pe 4 și pe 6. Deci egal aici cu 5 pe lângă. Ca să mai... C1 plus 1. 5 pe lângă C1 plus 1. Da. 6 pe... Sau și 4. 4 pe lângă C2 plus 1. 6 pe lângă... pe lângă C3 plus 1. Așa. Și? C3 plus 1. Ei, continuăm acum. Ideea. Ai scris așa. Bun. Ce înseamnă că e 5 ori ceva. 5 ori ceva, 4 ori ceva, 6 ori ceva. Bun. N-am mai avut problema asta? Da, mi-am zis cum făceam. De-ai făcut-o mai devreme asta. Când e 5 ori ceva... Am făcut ceva în... Asta, eu te-am dus exact în problema aceea. Deci, ți-am creat condiții pentru problema de înainte. Că acum e 5 ori ceva. Așa, nu poți să spui ceva. Chiar poți spune mine. Păi vezi, aici, de ce trebuie să învățăm din chestia acela. Vezi, îndată, de ce mi-a venit mie minte exact să fac asta? Să extind problema.